Și la cinema, acum eu o să mă duc la asta două, adică la The Boy and the Heron și la Bonca După aia sper să găsim, poate cu o dată cu succesul a găsit în America acum, să vedem dacă o să apară și la noi Godzilla. Sunt foarte curios dacă o să vrea cineva să, să arunce, să-l importe, și, să... Și, și dacă lea e, e prea târziu. Trebuia să-l ia, o, o, să apară anul viitor, când deja Asta au trecut faza, alea e? 45 de zile și o să poți să-l vezi acasă. O să fie pe torent, așa e, așa -i. Asta e nasol, știi? Dar era, era un moment bun acum să jump on it, ca să zic așa. Cred că nu s-au așteptat nu. mult. Vor nu trebuia să o facă. Mă, cu acum o să aibă o problemă. Filmul ăsta va crea probleme pentru următorul, știi? Pentru Mie mi se pare foarte... mi se pare toată treaba foarte ironică pentru că a apărut primul Godzilla la cu Brian Cranston prin 2014 și e regizorul care a făcut Rogue One sau The Creator. Da. Și oamenii s-au plâns că de ce apare așa de puțin Godzilla. Pe că până la sfârșit. pe mine nu mă interesează povestea oamenilor. What the fuck is this shit? Și atâta s-au plâns oamenii că e boring că nu apare Godzilla decât la televizor încât Warner și mai să cred că Legendary sau nu mai știu că mai, mai este un studio. Da, de în da, Legendary, da. așa uh, au zis fache, dă-le moștri, dă-le bătaie, CGI, tum tum tum. Și s-a ajuns în punctul în care ăsta care apare acum, următorul, au dat, au, au dat statement că Oamenii apar 9% din film maxim uh -huh, sau ceva uh -huh. de genul. Și ești... Nu asta ați vrut când v-ați plâns în 2014, Eu asta o să vrea și, toată lumea. și ideea e că acum uh, cu asta cu Minus One, uh -huh. oamenii au gen, bă, tu nu înțelegi. Aici poveste despre oameni, da. cu războiul. Nu e despre Godzilla, <laughs> e așa o poveste de... Și zic, what the fuck, nu de asta ne-am plâns în 2014. Po să argumentez absolut orice, fără nici fel de probleme. E, așa weird. Dar spune că ăsta din 2014 a fost puțin prea non-Godzilla, știi? A fost prea uh, de story of the, al omului de pe jos. Eu, eu când am văzut trei ori acum la ăsta nou, am zis că... Dude, amazing, aș zis, bă, ăsta e... Ăsta e Mi se pare exact ce trebuie să fie Godzilla vs. Kong team up, match up. Ai văzut țara Mândoi, ăsta Godzilla la fugă, eu să fuge așa. Avea mânușă, lui Thanos. Asta avea și zic, mă, what the shit is going on. Dar mi se pare, în schimb, că la nivel de, de simple entertainment și nimic altceva, mi se pare că e ce trebuie. Asta pe care le Godzilla Minus One și filmele astea, Godzilla Toho reeditate sau whatever, Uh, reshuffle, știi, povestea asta veche a lui Godzilla originală, ele pot fi fine, adică nu, și e fine și ăsta, dar nu pentru mine nu Nu l-am văzut, vreau, vreau să-l văd și eu. Am exact, văz, eu vreau să-l văd, numai că nu-mi nu impactează entertainment value de la mai mult ăsta, gorila și cu șopâr la se bat cu alte mai mult. Deci eu sunt ok, it's fine, let's go, it's super ok, știi, n-am niciun fel de problemă. Dar foarte mulți au problema asta că, domnule, că așa, chiar purismul în artă dus în extrem. Știi, când ajunge la asta, că, domnule, trebuie să fie mesajul. The message. Are we getting through to the people? It's like, dude, big lizard, big gorilla. Fight! <laughs> Știi? That's it. <laughs>